Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Discutăm la acest moment despre modalitățile prin care poate fi recunoscut un copil și aflăm cum este definită paternitatea, cum se stabilește, ce implicații are și ce reprezintă totodată tagada de paternitate și stabilirea filiației. Alături de mine în studio, pentru a aduce lămuriri cât mai precise, se află doamna avocat Gabriela Lupșan, doctor în drept și membru al Baroului Iași. Bună ziua și bine ați revenit la noi! Bună ziua! Mulțumesc o dată pentru invitația pe care mi-ați făcut-o cu atâta generozitate pe o temă atât de frumoasă. Exact, de fiecare dată vă invităm cu mare drag pentru că ne și explicați foarte clar și pe înțelesul tuturor diverse subiecte ce țin de justiție și de drept. Astăzi am ales acest subiect, nu l-am mai discutat. A fost și o propunere a dumneavoastră la ultima întâlnire să discutăm despre acest lucru. Cât interes manifestă o astfel de întrebare în rândul clienților, nu știu, întâlniți des astfel de cazuri, de situații? Da, sigur că filiația față de tată este un subiect care interesează atât specialiștii cât și practicienii în momentul în care există un litigiu, dar în egală măsură și viitorii părinți. Fie că este vorba de o femeie care dorește să devină mamă și atunci își va găsi un genitor, își va găsi un tată pentru viitorul copil. Tată care poate să fie dintr-o conviețuire, dintr-un concubinaj, o relație de lungă durată, care poate să se finalizeze cu o căsătorie sau nu, poate să fie dintr-o relație pasageră, vorbesc de un copil din afara căsătoriei, sau de ce nu, printr-o tehnică modernă de procreare medicală asistată, când femeia singură se adresează specialiștilor pentru a deveni mamă prin aceste tehnici. Sau cuplul care, da, soții, care doresc să devină la un moment dat părinți. Și atunci, iată că apariția unui copil poate să fie planificată de unul dintre părinți, de ambii părinți, sau poate să fie un accident în viața lor. Un accident fericit, zic eu. Cum se stabilește paternitatea în fiecare dintre aceste cazuri? Întotdeauna când vorbim de stabilirea filiației față de tată, se pornește de la femeie, de la mamă. Care este statutul ei juridic? Este căsătorită sau necăsătorită? Și atunci este simplu. Dacă mama este căsătorită în momentul nașterii, categoric, soțul acesteia devine de drept tatăl copilului. Dacă, a doua variantă, dacă mama a fost căsătorită în momentul concepției copilului, dar între timp a divorțat, a devenit văduvă, atunci, în momentul nașterii, are această calitate de divorțată sau văduvă, copilul are ca tată pe fostul soț al mamei și atunci ofițerul de stare civilă, plecând de la mențiunile din sentința de divorț, din certificatul de divorț, din certificatul de deces, îl va trece la rubrica tatălui pe fostul soț al mamei. Aceasta pentru ipoteza copilului din căsătorie. Pentru copilul din afara căsătoriei este și mai simplu, pentru că se așteaptă reacția pretinsului tată biologic, adică recunoașterea. Cel care se pretinde a fi tatăl copilului va da o declarație la serviciul de stare civilă atunci când se înregistrează nașterea copilului sau ulterior la notarul public sau prin testament. Prin testament? Testament urmând să producă efecte juridice atunci când testamentul, într-o exprimare neacademică, va fi deschis, adică testamentul își produce efectul atunci când testatorul decedează. Și atunci, deși astăzi, să zicem, un bărbat în testament notează: recunosc că sunt tatăl copilașului Popescu Marius, născut anul trecut, cu datele de identificare, bineînțeles, testamentul acesta își va produce efectul când va muri testatorul, peste 5 ani, 7 ani, 10 ani, 20 de ani. Timp în care este secretul în legătură cu paternitatea acestui copil. Sigur, în categoria a treia a copiilor concepuți prin tehnicile moderne de procreare medicală asistată, așa numiți copii de laborator, filiația se stabilește având în vedere declarația pe care tatăl a dat-o anterior
începerii procedurii de inseminare, de fecundație in vitro, dacă este soțul mamei, de drept devine tatăl copilului, chiar dacă el știe că genetic n-a contribuit cu nimic. Materialul genetic este de la un alt bărbat. Necunoscut, pentru că suntem în tot ce înseamnă procreare medicală asistată e sub umbrela secretului, a confidențialității și niciodată nu se va ști cine este tatăl biologic al copilului. Donatorul este anonim. Și dacă vreodată copilul va vrea să știe cu adevărat cine este, măcar, nu știu, pentru a vedea o fotografie, pentru... Nu. Copilul poate să afle aceste informații doar prin dispoziția judecătorului, pentru motive bine întemeiate. La un moment dat poate chiar să apeleze la, să zicem, donatorul anonim, tatăl anonim, pentru că din rațiuni biologice are nevoie de un material genetic. De exemplu, în cazul unei leucemii. Să se verifice copilul conceput astfel și născut astfel are nevoie de un transplant de măduvă și atunci singura persoană ar mai fi tatăl. Și instanța de judecată permite atunci desecretizarea dosarului și cu ajutorul clinicii spitalului unde s-a făcut, pentru că pe fiecare eșantion sunt menționate caracteristicile și identitatea donatorului anonim. Am înțeles, doar în cazuri extreme. Doar pentru motive temeinice. În rest, sigur, soții care apelează la astfel de tehnici pot să aleagă să spună că doresc să fie tatăl de cu anumite studii, să fie blond, cu ochii albaștri și așa mai departe. Adică se pot alege caracteristicile. Da. Cuplul sigur găsește într-o astfel de situație, când vorbim despre imposibilitatea soțului de a avea copii, de a alege un bărbat donator cu caracteristici fizice cât mai apropiate de Absolut. Soțul mamei, astfel încât copilul să fie protejat. Înțeleg. Ați avut cazuri din acest segment? Da, au fost cazuri. Am avut cazuri și pe consultație juridică, dar și ulterior pe cale judecătorească s-a întâmplat. Ulterior desfacerii căsătoriei, soțul mamei a tăgăduit paternitatea, arătând că el nu este tatăl biologic al copilului. Sigur că a pierdut procesul. De ce? De ce? Pentru că, într-adevăr, biologic nu era tatăl copilului, dar și-a dat acordul. Înainte de, în procedura aceasta de procreare medicală asistată, da? Primul pas pe care îl face specialistul medic este să întocmească un dosar cu consimțământul viitorilor părinți. Și atunci, dacă soțul bărbat, va rămâne tatăl copilului sigur, în acte pentru totdeauna, chiar dacă nu-și mai dorește acest lucru. Exact! Deci soțul mamei, în momentul în care și-a exprimat consimțământul ca soția să fie inseminată cu ovulul, rezultat, da? În urma combinației materialului genetic oferit de un bărbat donator anonim, el rămâne mai departe tatăl juridic acelui copil cu toate obligațiile și drepturile și obligațiile. Vom vorbi și despre drepturi și obligații, dar mai avem o speță, pentru că ați spus, în momentul în care există o căsătorie la mijloc și apare copilul, automat soțul este tatăl copilului în acte. Da. Și am un mesaj pe care mi l-am notat înainte de emisiune. Spune în felul următor persoana care a scris: sunt în proces de divorț, la începutul procesului cu soția. Informațiile pe care le-am primit mă determină să mă îndoiesc că sunt tatăl copilului rezultat în timpul căsătoriei, care acum are aproape 4 ani. Da. Nu acesta este motivul, dar totuși ar dori să știe dacă este posibil să se efectueze un test de paternitate, dacă are nevoie de acordul soției. Ar vrea să facă acest lucru pentru liniștea sa. Ce e de făcut? Da. Și în cazul care se dovedește că nu e tatăl copilului, ce face mai departe? Da. Da. Deci, noul cod civil a adus modificări importante în materia filiației, mai ales a filiației paterne, adică a paternității. În ce sens? Că a modificat atât termenul în care soțul mamei poate să tăgăduiască paternitatea, cât și momentul de la care acest termen curge. Sub codul familiei, care a fost din 1954 până în 2011, când a intrat în vigoare noul cod civil,
Termenul era foarte scurt, era de 6 luni și atenție, de la data la care, de la care soțul mamei a aflat despre nașterea copilului. Așadar, plecând de la regula că soțul mamei află despre nașterea copilului în ziua în care s-a născut copilul, da? Fiind la maternitate, fiind acasă, fiind la locul de muncă, ok, fiind la restaurant și petrece evenimentul, deci află despre nașterea copilului, el avea termen 6 luni pentru a se gândi, oare micuțul este al meu sau nu este al meu? Seamănă sau nu seamănă? Da? Soțul mamei avea acest termen de 6 luni de la data la care a aflat despre nașterea copilului. Fac o paranteză, tot sub vechea reglementare, sigur că soțul mamei putea să afle despre nașterea copilului și mai târziu. De exemplu, era în penitenciar. Revenea acasă, știa că avea 2 copii, își lăsase 2 copii și după 5 ani de penitenciar își numără copii și constata că sunt 3 sau 4. Păi când? Că vizite conjugale n-am avut. Ok, și atunci putea să introducă acțiune în tăgada paternității, arătând că de la data la care afla despre nașterea copilului, are certitudinea că nu este autorul biologic. Sau soții, da, și înainte de 2011, soții trăiau separați în fapt. Unul la Timișoara, unul la Târgu Mureș, unul în România, unul în străinătate. Și atunci când afla despre nașterea unui nou copil, da, atunci putea să introducă acțiunea în tăgada paternității. Și acum revenind actualmente, pentru copiii născuți sub noul cod civil, da, termenul este mai mare pentru soțul mamei, este de 3 ani. Nu de 6 luni, e de 3 ani. Și ceea ce s-a modificat este data la care soțul află împrejurări că nu ar fi el tatăl copilului, nu despre nașterea copilului, că află că nu ar fi tatăl copilului, ceea ce înseamnă că acțiunea aceasta în tăgada paternității poate fi promovată, să spunem, în cazul celui care a pus întrebarea pe Facebook, că a aflat cu ocazia divorțului. Nu, o afirmație a soției, o afirmație a mamei soacre, o, da? Deci în momentul acela s-a născut în mintea tatălui, a soțului mamei, că e posibil să nu fie tatăl copilului. Și atunci este în drept să ceară tăgada paternității. Bun, ne întoarcem. Cum poate să facă aceasta? Păi, cel mai simplu ar fi să vorbească cu mama, cu soția încă, nu? Să se adreseze laboratorului de specialitate, Institutului de Medicină Legală de la Iași. Și cei 3 subiecți vor face testul ADN-ului, e un test care se face pe baza salivei, deci nu proba cu sânge, și află dacă este tatăl copilului. Simplu. La ce costuri se ridică un astfel de test? Știi, păi, că acum multe persoane renunță pentru că e oarecum costisitor? Da, în funcție de numărul marcărilor folosiți. Adică se poate solicita un ADN cu un număr de marcări mai puțin și este de 1200-1500 de lei. Chiar n-am verificat tabelul. Iar cea mai complexă e de 4000 de lei, 4000 și ceva maxim de marcări care se fac. Și atunci iată că pot să împartă costul. Sau dacă soțul vrea să elimine orice suspiciune, plătește el ca să fie sigur că este copilul său, deci, în rest, da. Într-un fel i-ați răspuns domnului, nu se poate fără acordul soției. De unul singur, în mod secret, cum mai vedem prin filme, nu se poate face, nu? Acum, să mergi cu un fir de păr al copilului acum, la laborator. Vreau să mai spun că există laboratoare în țară sunt acreditate. Te poți înțelege, nu? Care sunt acreditate ca să facă expertize ADN și care pot să îți ofere un astfel de răspuns pe baza unui fir de păr, a unei periuțe de dinți, a celor în cauză. Adică mă gândesc de la copil și la tată, este suficient. Adică știu din practică că se mai procedează astfel înainte de a te adresa instanței de judecată, tocmai ca să eviți un conflict. Sunt situații în care am aflat că soții tații procedează și astfel. Și că laboratoarele sunt deschise și oferă aceste rezultate. Au vreo greutate în fața instanței? Sigur, aceste rezultate obținute? Cred că le poți folosi la un moment dat. Știți când?
Ne închipuim un proces în care soțul sau fostul soț, că a fost divorțul, cheamă judecată pe copil și pe mama copilului, pentru că într-un astfel de proces de tăgada paternității avem două părți. Reclamantul este soțul mamei, fostul soț al mamei, da? Și copilul. Mama copilului, asistându-l sau și ea este citată în proces. Pentru că ceea ce se dorește a se stabili în urma procesului este inexistența legăturii de filiație biologică între tată și copil. Și atunci părâtul este copilul. Și atunci revin. Au fost, este posibil în practică și de multe ori se întâmplă acest lucru, mama să nu se prezinte la expertiza ADN-ului împreună cu copilul. Refuză. Refuză o dată, refuză două ori, de trei ori. Sigur că există și sancțiuni. Instanța de judecată poate să o sancționeze cu amendă. Soțul reclamant face dovada că s-a prezentat în fiecare zi de luni, da? La laborator pentru prelevare de probe biologice, iar ea cu copilul nu a făcut același lucru. Ce poate însemna acest lucru? Păi, asta faptul că poate se simte jignită. Sigur. Ori că are ceva de ascuns. Amândouă. Amândouă. Ați punctat foarte bine. Sunt cele două explicații pentru care o mamă, fostă soție, refuză să se prezinte la ADN. Fie că este jignită de afirmația soțului și ai început un proces, nicio problemă. Nu mă prezint la ADN, n-ai decât să lăsăm pe judecător să decidă. Sau, varianta a doua, este teamă de răspuns, de adevăr. Și atunci nu se prezintă. Cert este că judecătorul investit cu acțiune în tăgada paternității este obligat să pronunțe în final o soluție. Și refuzul mamei de a se prezenta la expertiza ADN-ului reprezintă produce efecte juridice, reprezintă un mijloc de probă, da, un început de dovadă scrisă. Asta înseamnă că recunoaște, motacit, da? Și atunci judecătorul, sunt soluții în care judecătorul admite cererea de tăgada paternității. Am avut astfel de situații, fiind... fie de partea mamei, fie de partea tatălui, când fie clientul meu, fie adversarul nu s-a prezentat la Institutul de Medicină Legală. Au fost 2 ani de zile în care l-am așteptat, de exemplu, într-un dosar, pe fostul soț al mamei să se prezinte la Iași, la 2 ani de zile am așteptat, acordând instanța de judecată termen peste termen. Sunt și cazuri în care mamele spun, fosta soție spune, nu e copilul tău, da, te-am mințit, da, hai să facem testul de paternitate, da, să te lămurești că nu este așa, iar el efectiv să refuze să cunoască adevărul până la urmă? Da, de data asta mama este cea care introduce, dacă ajungem într-o astfel de situație practică, mama este cea care va chema judecată pe soțul sau fostul soț al mamei pentru a înlătura această prezumție legală de paternitate. Da. Da. Care sunt motivele pentru care ar face acest lucru? Din practică. Din practică, poate dorința ca adevărul biologic să triumfe. Al doilea motiv, poate pentru că tatăl biologic, adevăratul tată al copilului, are o poziție materială mai sau bună, socială mai bună între timp. Da, da, da. Da. Dar copilul poate cere un test de paternitate? Sigur, sigur, sigur. Codul civil, spre deosebire de codul familiei, a lărgit sfera persoanelor care pot să se adreseze instanței de judecată pentru a cere tăgada paternității. Sub codul familiei toată lumea știe că numai soțul mamei putea să introducă acțiunea. Deci, da, iată, eram în fața unei situații, să zicem, abuzive. Când, contrar evidenței, când toată lumea știa că nu soțul mamei, nu-i tatăl copilului, soțul acesta din urmă refuza să introducă acțiune. Îi convenea situația. Da? Iar mama copilului nu putea să facă nimic. Ori, după 2000 a fost o modificare a codului civil care a permis și de tatălui biologic să introducă acțiune. Actualmente, revenind, sunt 4
titular ai dreptului acțiune. Cine poate să ceară tăgada? Soțul mamei, mama copilului, atenție, mama copilului în schimb are 3 ani, dar de la nașterea copilului, atât. S-a născut copilul, știi cine este tatăl copilului, atunci 3 ani de zile legiuitorul îți oferă această posibilitate să te adresezi instanței ca să înlături ceea ce codul civil prevede. Soțul este tatăl copilului născut de respectiva femeie. Așadar, soțul mamei, mama, apoi copilul poate să introducă acțiune, atenție, oricând în timpul vieții sale. Copilul și la 7 ani și la mamă, și la 10 ani și la 20 de ani și la 40 de ani. Deci inclusiv minor. Da, minor poate să introducă acțiunea. Da? Și 3, 4, tatăl biologic. La fel, tatăl biologic poate să introducă acțiunea oricând în timpul vieții sale. Da, deci, s-au complicat lucrurile. Da, și iată că în procesul de tăgada paternității vom avea poziții procesuale diferite a bărbaților. Tatăl biologic, cel care se pretinde a fi tatăl biologic al copilului, reclamant, cheamă judecată pe tatăl juridic, cel indicat de certificatul de naștere. Alături de părât, tatăl juridic, soțul, fostul soț al mamei, stând cine? Copilul și soție, fosta soție. Soția, mama copilului. Da? Iată cum se poziționează. Și sigur, lucrurile sunt mult mai simple de când există proba științifică cu o valoare probatorie absolută în ceea ce privește dovedirea paternității. Dar da? Cum se făcea înainte, în lipsa acestor analize? Înaintea apariției ADN-ului, expediției ADN-ului, exista o singură probă cu valoare, să zicem, probatorie maximă, expertiza serologică, dar numai în condițiile în care, prin jocul grupelor sanguine, copilul nu putea să fie rezultatul relațiilor intime dintre soți. Da? Adică, se știe, 0101 nu poți să ai decât 01. Păi dacă avea AB4, categoric nu era al soțului mamei. Da, da, da. Și atunci această expertiză serologică care ți arăta nepaternitatea avea valoare absolută. În rest, toate erau relative. Și atunci dovada se făcea și procesele... Cu martori. Se făcea cu martori care trebuia să explice de câte ori au văzut, cu cine au văzut. Da, mama, ne interesea relațiile mamei din perioada legală de concepție. Da, atât. Ați da? Prins acele da, am prins, momente am prins, și acele am prins cazuri? Și acele, cu interogatoriu, da. Cu martori, cu expertiza. Se mai făcea și expertiza dermatografică, apoi expertiza, analiza prin comparație a amprentelor palmare și plantare de la mâini și piciorușe, da. Și expertiza antropometrică, care se făcea numai la București pe vremea aceea, când copilul avea împlinită vârsta de 3 ani. Presupunea, iar se făcea comparație între structura... Dar totul era destul de relativ. Da, tot relativ era, tot relativ. Da, interesant cum au evoluat lucrurile. Cât durează un astfel de proces de tăgada paternității? Procesul, să zicem că de la data sesizării instanței de judecată durează vreo 5-6 luni până se primește primul termen de judecată, pentru că este procedura aceasta a regularizării, după care la primul termen de judecată se propune proba expertizei ADN-ului, se face foarte repede, să zicem în 2 luni de zile, în 2 termene ai terminat, în momentul, dacă se merge repede, dacă mă întrebați care e cel mai scurt perioadă, termen, este 2 luni de la data la care ai primul termen de judecată și sigur părțile se prezintă la laborator, la institut. În caz contrar, procesul se poate lungi. Și ați spus și 2 ani, nu? Am avut 2 ani cu cale de atac în apel, da, 2 ani de zile. Da. Au fost și situații în care s-au răzgândit până la urmă, au spus că nu mă mai interesează, gata, e... Da, întrebarea e foarte bună. Dacă soțul mamei poate să renunțe la... De fapt, nu se mai poate renunța. Asta este problema. Odată ce ai pornit exact, pe acest drum... Exact, asta când e vorba despre tăgada, când este vorba de paternitate, având în vedere interesul statului, înțeleg, de clarificare a
statutului juridic al copilului, atunci interesul deja. Copilului. Deci dacă ai avut suspiciuni, te-ai adresat instanței, nu mai poți să renunți. Înțeleg. Renunțarea nu este posibilă. Procesul continuă prin de la lege. Câte astfel de procese aveți? Nu pot să zic eu într-un an. Pot să vă spun că am pe rolul instanțelor. Foarte interesant a fost că o perioadă aceste procese de tăgada paternității au cam lipsit de pe rolul instanțelor judecătorești. A fost așa o perioadă de acalmie. Dar dacă ne uităm în ultimii 2 ani de zile, constatăm o explozie a cazurilor de tăgada paternității, nu de stabilirea paternității, da, care presupune copilul din afara căsătoriei, ci de tăgada paternității. Practic, de când a debutat pandemia. Are vreo legătură? Poate. Poate să aibă și o legătură acest lucru. Poate... Și cetățenii au aflat despre dispozițiile codului civil, despre dispozițiile acestea, despre șansele pe care le au raportat la clarificarea filiației copilului. Și poate secretele, pentru că în fiecare familie există mici secrete, mici, mari, nu neapărat juridice. Da? Da. Dar secretele de familie, da, nu? Sunt secrete de familie și atunci cred că aceste secrete de familie încet încet ies la iveală la un moment dat, da, nu? Da. Am avut o situație în care soțul nu era în imposibilitatea de a avea copii și s-a gândit el cum să facă astfel încât tatăl său să îi lase moștenire. Da, era vorba despre o avere importantă și transmiterea acestei averi se putea face numai dacă se făcea dovada că el are un copil, astfel încât să existe o succesiune, știți? Înțeleg, da? Deci bunicul spunea, doamne, eu vreau să las nepotului. Hai, mai tinerilor, când îmi faceți și mie un copil? Haideți odată, da, mai uite, au trecut 2 ani, 3 ani, 5 ani de căsătorie și voi nimic, vreau, uite, vreau să-i las nepotului, viitorului nepot toată averea. Era o înțelegere între cei doi soți. Și atunci cei doi soți au zis, măi, cum să facem? Și sigur, tacit, soția a rămas însărcinată, vă dați seama că nu cu soțul, dar soțul a acceptat. Da. Astfel încât acel nepot care a apărut a devenit ulterior legatarul universal a întregii averea bunicului. Iată un motiv, iată un secret în această familie. Și unul mare, totuși. Da, unul mare. Dar apariția acestui copil a fost determinată de dorința bunicului, da? De a lăsa întreaga avere viitorului nepot, dar și complicitatea soților. Normal. Când știau foarte bine că și n-au vrut să apeleze la adopție și atunci au apelat la această... Da, da, moral, imoral. Interesante, da. Viețile unor oameni. Da. Cum este să vedeți atât de multe, practic? Să văd, nu, dar de auzi, da. Practic, omul vine și îmi povestește. Sigur sunt unele idei care nu știu nici măcar cum ți-ar trece prin minte. Da, e fascinant pe de o parte. Da, este e fascinant. Precum un film. Noi suntem ținuți de secretul profesional și sigur nici soțul meu nu știe câte auziți, nu? Da, câte auziți și este ca la preot. Mm-hmm. Oamenii vin fie să te întrebe, să ceară o consultație, cum să fac pentru, fie faptul s-a petrecut. Da. Și întreabă cum să procedez în continuare, care sunt consecințele. Și a treia categorie de consultații, vreau să schimb situația juridică. Știu că nu sunt tatăl copilului. Ce pot să fac? Sau mama vine și spune. Da. Soția. Doamna avocat, uitați care-i treaba. Și începe să povestească. Și atunci noi trebuie să găsim soluția. Și oferim soluția. Ați făcut comparația cu preotul și la preot de obicei ajungi cam în 3 situații. Ori mergi de la început, asta pentru prevenție, ori ajungi când ai ceva pe suflet, ori nu mergi niciodată. Da. Refuz vehement ideea. La fel este și în cazul avocatului? Da, cred că da. La fel. Sunt oameni care înainte de a păși, de a strâmb sau drept, vin să ofere o consultație, da?
vin să ofere, să ceară o consultație, fie nu cunosc ce trebuie să facă, fie cunosc ce trebuie să facă, însă nu știu consecințele juridice, da? Sau varianta în care se află în plin proces, da, și doresc un sprijin din partea specialistului. În ce privește? Vă rog. Da, vreau să spun că au fost situații în care am oferit variante de soluții. Eu nu-i spun noi avocații, nu le spunem clienților ce să facă. Noi le spunem variante. Uitați, dacă introduceți acțiunea, acestea sunt consecințele. Dacă păstrați situația, astea sunt consecințele. Soluția îi aparține clientului. El spune, mergem pe varianta aceasta. Până la urmă este viața lui. Da, exact, exact. Și am avut situații în care clienții, fie că era vorba de soț sau de soție, nu au recurs la dezvăluirea nepaternității copilului. Adică au pus în balanță avantaje și dezavantaje și au spus nu, pentru mine este mult mai bine și pentru copil să rămână așa. Adică să trăiască, dacă vreți, în această minciună. Minciună, da. În fapt, pentru că potrivit certificatului de naștere, soțul mamei este tatăl copilului și atunci, da, e traumatizant. Eu zic că din toată această variantă, din toată această poveste a tăgăduirii paternității, copilul are de suferit, mai ales dacă are o vârstă la care și înțelege. Înțelege. Dacă între copil și soțul mamei, tatăl juridic, da, s-a creat o legătură, statornicit legături personale extraordinar, legături firești, da, părintești, da? Copilul să se trezească, să-i se explice că de fapt, știi, tatăl tău nu este tatăl tău, că este altul. Da, și chiar la întrebarea pe care v-am citit-o referitor cu testul de paternitate, îl întreba o altă persoană pe respectivul domn, dacă 4 ani l-a considerat fiul său, l-a iubit, de ce îl interesează acum să afle care e adevărul? Cu alte cuvinte, mă întrebați ce îi determină pe bărbați. Vedeți? Sigur, poate fi o frustrare, o situație extrem de neplăcută, de încorsetată în raport cu soția, cu soția cu care te afli în divorț, poate. Dar da. Te gândești la copil sau în toată acea nebunie uită să se gândească la copii? Da, aici e problema. Unii uită, alții sunt, să zicem, extremiști. Adică doresc să cunoască adevărul și pentru ei adevărul este mult mai important decât acea mugâldeață de copilaj care a fost mângâiată de tată, de bărbat, de soțul mamei, nu s-a jucat cu el, l-a plimbat, l-a dus la doctor. Vedeți, femeile pot să ierte într-o situație de genul ăsta. Adică, da? Dar majoritatea bărbaților sunt tranșanți. Înțeleg. Nu pot să o ierte pe soție că l-a mințit, da? Nu pot să... Minciuna. Deci, minciuna. Și domnul trebuie să spună de la început și m-a lăsat pe mine să decid. E adevărat, este și o minciună mare. Până da, la urmă. Da. Este, într-adevăr, cu consecințe, pot spune. Este costisitor un astfel de proces de tăgăduire a paternității? Nu pot să zic că este costisitor. Acum depinde de la caz la caz. Nu pot să spun. Dar mai ales că onorariul este și în funcție de... Deci onorariul este în funcție de complexitatea cauzei. Cine este reclamantul, ce probatoriu se face. Sigur, contează la un moment dat și starea materială a clientului, că ne adaptăm și în funcție de acest criteriu. Stabilirea filiației. Cum poate fi definită? Stabilirea filiației față de tată, față de mamă. Da? Da. Față de mamă este foarte simplu, pentru că avem mater semper certa est. Este un fapt material ușor de dovedit pentru a arăta legătura ce există între femeia care a născut și copil. Și atunci, simplu fapt al nașterii de către o femeie,
conduce pe tărâm juridic la stabilirea maternității, afiliației față de mamă. Identitatea. La o anumită dată, o anumită femeie, am născut un anumit copil. Este faptul nașterii. Sigur, avem cealaltă, încă două modalități de stabilire a afiliației. Este stabilirea afiliației prin recunoaștere pentru copilul găsit. Deci, nu se găsește inițial, nu se găsește identitatea părinților. Și prin hotărâre judecătorească, în condițiile în care un anumit copil, de exemplu, iarăși fără filiație stabilită față de mamă. Pentru tată, mama se cunoaște și atunci avem pentru copilul din afara căsătoriei este recunoașterea, da? La declarație unilaterală, orice bărbat care se pretinde a fi tatăl unui anumit copil fără paternitate stabilită, deci trebuie rubrica tatălui rămasă liberă în registrul nașteri, poate să dea o declarație că este tatăl acelui copil. Atenție, nu are nevoie de acordul mamei. Am înțeles. Da? Da, da, da. Și atunci declarația dată la notar se înscrie pe marginea actului de naștere și acel copil va avea la rubrica tatălui pe pretinsul tată biologic. Notarul de altfel este obligat ca în momentul în care autentifică o astfel de declarație să o transmită de îndată la serviciul de stare civilă unde este înregistrată nașterea copilului. Sigur că mama, femeia se trezește că Petrescu Mihai, iată, i-a recunoscut copilul. Dar și atunci poate știe că nu este copilul respectivului bărbat. Și atunci are două variante. Ori acceptă situația, varianta a doua, ori introduce acțiunea în contestarea recunoașterii de paternitate. Este o acțiune care se introduce oricând, de orice persoană interesată, inclusiv de mamă, care poate să spună, băi, cu Petrescu am fost doar colegi de birou și ne-am ținut de mână, n-am avut absolut nimic. Da, da, da. Da? Și atunci urmează un proces de contestare a recunoașterii de paternitate, însă ceea ce este inedit la acest proces este că sarcina probei nu revine mamei reclamante sau copilului care contestă paternitatea, ci tu, care ai făcut o simplă declarație de recunoaștere, trebuie să dovedești judecătorului că acea recunoaștere corespunde adevărului. Și n-ai decât să plătești tu expertiza ADN-ului, da, 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 cheltuielile de judecată. Ați avut cazuri de acest gen? Da, am avut de contestarea recunoașterii de paternitate. Interesant. Și da. Nu era tatăl copilului, nu? Cum? Nu, nu era, nu? Nu, nu era tatăl copilului. Și de ce voia să recunoască? Au fost două, în ambele situații au fost motive diferite. Da? Prima dată a zis, haide să o ajut, o ajutat-o pe mamă, astfel încât în ochii părinților să nu pară copilul ca fiind nelegitim, când el știa foarte bine că tatăl copilului era un bărbat căsătorit și nu putea să facă acest lucru și era și o persoană de notorietate publică și atunci da, un prieten a salvat-o și a recunoscut paternitatea. Însă în momentul în care a fost chemat în judecată pentru plata pensiei de întreținere peste ani, a zis, măi, fato, măi, te-am ajutat, am recunoscut, da, să-ți plătesc și pensie de întreținere. Și atunci a tăgăduit paternitatea pentru că acest proces de, sau această acțiune în contestarea recunoașterii de paternitate nu este supusă acțiunea unui termen de prescripție, adică oricând. Da, 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 da. Da. Deci asta este un motiv de paternitate. Și la celălalt caz era vorba despre faptul că bărbatul fusese mințit de către tânăra mămicuță, da? Care avusese în perioada legală de concepție relații cu doi bărbați și i-a spus doar unuia, vezi că tu ești tatăl copilului. Și atunci el de bună credință s-a dus și a recunoscut paternitatea. Spuneți atâta. Sunt și bărbați care, deși cunosc faptul că ei sunt tatăl copilului, nu recunosc. Poate fi obligat un bărbat să recunoască paternitatea? Da. Da. Este cealaltă variantă. Dacă bărbatul pretinsul tată biologic refuză să recunoască paternitatea, mama copilului sau copilul poate să-l cheme în judecată pentru a se stabili pe cale judecătorească
filiația față de părât, față de pretisul tată. Da? Deci, despre asta vorbim acum. Da, da, da. Despre asta. Da? Deci părâtul știe că este tatăl copilului, dar nu merge să recunoască de bunăvoie. Și atunci urmează calea a doua. Pe cale silită, adică lăsăm judecătorul în urma probațiunii să decidă dacă ești tu sau tatăl copilului. Și atunci părâtul poate să vină în fața judecătorului și să dea o declarație. Da, recunosc că sunt tatăl copilului și e suficient. Uh-huh. Nu se mai face expertiza ADN-ului. Dacă el vine și recunoaște în fața judecătorului paternitatea acelui copil, procesul se finalizează. Înțeleg, pentru că declarația dată în fața ofițerului de, în fața judecătorului este similară cu declarația dată în fața notarului public. Acea încheiere de ședință, acea declarație a pretinsului tată, a părâtului din proces, are valoare de înscris autentic. Iată ce întreabă cineva, dacă în ce privește tăgada de paternitate este obligatorie susținerea și reprezentarea din partea unui avocat. Nu, nu. Atenție! A, poți merge singur în instanță? Nu, sigur, sigur. Nu este nevoie. În procesele civile, reprezentarea, asistarea de către un avocat este facultativă. E dreptul la apărare a oricărui cetățean. E dreptul de a asista, de a fi asistat de un avocat care este specialist. Deci nu este obligatorie. Ce implicații practice și concrete are paternitatea? Începem cu dreptul la filiație. Dreptul la filiație care este un drept al copilului. Este dreptul copilului de a-și stabili filiația față de mamă, față de tată. Odată stabilită filiația și dovedită cu certificatul de naștere, rezultă apoi o serie de consecințe și o serie de drepturi. Dreptul la nume. Nu poți să porți numele tatălui decât dacă acesta figurează la rubrica respectivă a acelui părinte. Deci dreptul la nume. Dreptul la locuință. Dreptul de a locui cu unul dintre părinți. Da, da? Da, da. Dreptul la pensie de întreținere. Apoi, cetățenia. Cetățenia română. Poate fi conferită această cetățenie având în vedere că tatăl în speță este cetățean român. Dacă mama este de o altă cetățenie și tatăl este cetățean român, la cerere sau se poate obține și cetățenia română, da? Care se dovedește cu pașaportul și, bineînțeles, cu pașaportul care se eliberează pe baza certificatului de naștere eliberat de autoritățile române. Despre acest lucru, uitați, nu am vorbit. Dacă este tatăl de o altă naționalitate, lucrurile se complică? Nu. Este important unde s-a produs nașterea, tipul de certificat, de ce autoritatea eliberă certificatul, pentru că de aici vom vedea în funcție de cetățenia tatălui ce prevede legea statului străin pentru el. Cum dobândește cetățenie copilul? Poate în legea străină a tatălui, legea națională a tatălui, se prevede că cetățenia copilului, în cazul în care mama este de o altă cetățenie, nu poate fi decât de cetățenia mamei. Nu știm ce prevede. Adică în momentul în care concretizăm speța, putem să oferim și concluzii. Și sigur, dreptul la moștenire, să nu uităm. Copilul, dacă are stabilită filiația față de tată, dobândește și dreptul la succesiunea legală. Da. Deci o serie de consecințe. Drepturi și obligații și pentru tată și pentru copil. Înțeleg. Mi s-a părut interesant faptul că de 2 ani sunt mai multe procese de acest gen. Care mai predomină în această perioadă? Ce cauze, ce spețe? Putem să spunem că divorțurile au rămas pe primul loc. Ceea ce arată că părțile nu reușesc să își rezolve pe cale amiabilă cererile cu privire, tot ceea ce, aspectele legate de desfacerea căsătoriei, pentru că cea mai ușoară variantă este cea a notarului. În 30 de zile ai rezolvat desfacerea căsătoriei și chestiunile legate de situația minorilor. Ori, dacă ai ajuns la instanță, înseamnă că unul dintre soți nu a acceptat propunerea celuilalt soț.
Au crescut, în schimb, nemulțumirile părinților vis-a-vis de derularea programului de vizită convenit prin convenția notarială, apoi modificările de pensie, da? Modificare, fie că unul dintre părinți s-a recăsătorit, mai are un copil, fie veniturile au crescut. Așa? Și trei, modificările în privința stabilirii locuinței copiilor. De exemplu, dacă ambii copii au fost o locuință la mamă, da? Prin convenția notarială cu ocazia divorțului, după 2-3 ani, tatăl dorește sau copiii doresc să vină la tată. Și atunci această chestiune nu se rezolvă decât pe calea unei acțiuni în justiție. Și judecătorul, după un probatoriu complex, în funcție și de atitudinea părinților, va decide. Menține convenția sau, dimpotrivă, modifică această convenție. Au crescut și numărul de răpiri internaționale. Sigur, nu-i de competența instanțelor din România, instanțelor din teritoriu, ci dacă răpirea s-a produs în străinătate, atunci prin intermediul Ministerului Justiției, răpirea internațională se va judeca în străinătate, în statul în care se află copilul răpit de unul dintre părinți, sau în România sunt astfel de copii, cetățeni români sau cetățeni străini, dar e de competența Curții de Apel București, Tribunalului București, Curții de Apel București. Mai avem o întrebare pe pagina de Facebook. Pentru a stabili paternitatea, trebuie să ajung neapărat în instanță? Este suficient să merg la avocat? Nu știu, probabil avocatul să pentru stabilirea paternității. Nu. Pentru stabilirea paternității, sigur că avocatul poate să ofere o consultație referitoare la această chestiune. De exemplu, poate să fie o consultație foarte simplă. Da? Mama vine și zice: domnule, uitați, cum să fac ca minorul să aibă stabilită filiația față de tată? Și atunci o întrebăm. Ok, sunteți într-o relație de conviețuire, tatăl vrea să recunoască paternitatea, mergeți la notar, dați o declarație și ați rezolvat problema. Dar vrea să poartă și numele tatălui. Atunci ne adresăm instanței de judecată. Tot ajungeți la instanța de judecată. Deci puteți să faceți o acțiune stabilirea paternității cu capetele de cerere. Da? Să încuvințați ca minorul să poarte numele tatălui, care, da, este pârât în proces, da. Locuința copilului. Sigur că într-un proces civil se rezolvă mai multe aspecte, dar este importantă relația care există între părinți, între mamă și pretinsul tată. Dacă este o relație cordială și pretinsul tată colaborează, atunci o rezolvăm la notar, dacă nu la instanța de judecată. Sau, iată o altă situație, cea mai complicată. Femeia este căsătorită, soțul plecat în străinătate sau este în România, nu vrea să tăgăduiască paternitatea, poate știe, poate nu știe, dar mama vrea să stabilească filiația față de adevăratul tată biologic, care colaborează sau nu colaborează. Și aici, vedeți câte subversiuni. Și atunci avocatul îi oferă această soluție. Introducem o acțiune în tăgada paternității și îl chemăm în judecată. Primul pârând, soțul mamei. Doi, îl chemăm în judecată și pe tatăl biologic, ca să se stabilească filiația față de pârâtul numărul 2. Și ajuns în instanță, nu mai pot Exact. Refuza. Și atunci, printr-un singur demers, rezolvi și tăgada paternității și înlături prezumția legală de paternitate și, doi, stabilești și filiația față de tatăl biologic. Adevăratul tată biologic. Stabilești o pensie, pui și o autoritate părintească, și o locuință de copil, și program de vizită, poți să rezolvi tot într-un proces. Exact. Este ca și la un pandișpan, era să spun. Da? Ce ingrediente mai punem? Mai punem și o stafiduță, mai punem și asta. Depinde de interesul clientului. Da. Mai este loc de modificări în ce privește legislația? Da, eu aș modifica mai multe, dar aș modifica mai multe ca să nu mai ajungem la instanță.
Unele procese sau litigii le-aș deplasa către notariatul public. Se vor supăra colegii mei pentru asta, pentru că le ofer notarilor publici, dar putem să degrevăm instanțele de judecată de procese, pentru că, da, iată, am crezut că după modificările codului de procedură civilă, după apariția noului cod de procedură civilă, procesele civile sau de dreptul familiei vor scădea. Nu, ele s-au mulțit. Ele s-au mulțit. Sau, dacă vreți, rămân pe aceeași linie ușor ascendentă. Cred că și românilor le place să se judece. Le place acolo. Le place în fața judecătorului. Da, interesant. Sunt unele persoane care ar fugi mâncând pământul numai să n-ajungă vreodată într-o instanță de judecată. Spunem clienților, dar aceste aspecte n-au importanță în instanță pentru dosarul nostru. Da, doamna avocată, eu vreau neapărat să spuneți și asta. Nu are importanță, deci credeți-mă. Nu, dacă nu spuneți dumneavoastră, spun eu. Pentru că vreau neapărat ca partea adversă să audă. Aha. Un anumit aspect din viața lor care, repet, nu are relevanță juridică, dar pentru clientul meu are relevanță emoțională, psihologică, personală sau pur și simplu, uite, bine că i-am spus-o. Uite, am ajuns în fața judecătorului să-i o spun verde în față. Da. Contează și asta pentru ei. De aceea spun că unele chestiuni, aceste propuneri care le-am și notat, da? Sunt foarte bune pentru clienți, pentru că nu-i mai spune, nu mai sunt expuși în publică. Ședințele de judecată sunt încă în ședințele publice, excepție situația în care la cerere judecătorul apreciază că pentru protejarea imaginii, a drepturilor copilului, procesul se judece în ședință secretă. Da? E de rău să fie public? Un proces? Eu nu e de rău, dar nici de bine nu este. Da? Eu mă uit, ok, avem proces secret, dar mă uit pe ziare, în ziare apar aspecte pe care le cunosc din dosare. Adică de ce unele procese de dreptul familiei apar pe prima pagina ziarelor? Da. Niciun avocat n-a divulgat. Noi nu facem acest lucru, noi nu divulgăm. Sau, în fine, vorbesc pentru mine. N-am să divulg niciodată o speță a unui client al meu pentru a face. Da? Dar alții probabil o fac, sau acei ziariști. Da, dar sunt nume sonore? Sunt sonore și trebuie să fie. Se vinde caută mai bine. Da. Dar se pune problema daunelor morale în condițiile în care tu pui acolo în ziar, pui ca poveste, măcar nu spui ca nume, știți? Da, 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 da. La un moment dat exista această protecția numelor, nu mai era voie, nici de la poliție nu ți se oferea numele întreg într-un caz, ci da, inițialele. Da, da. Eu am câteva cazuri care au ajuns, da, am câteva cazuri unde au ajuns în presă. S-a dat și nume, dar nu, știți cine a avut de suferit? Copiii la școală. Copiii la școală au avut de suferit. Da, din păcate întotdeauna toate aceste cauze de drept al familiei, copilul este cel care da, suferă și, din păcate, este lăsat pe ultimul plan, da, de cele mai multe ori. Exact. Părinții nu se gândesc la copii. Păcat. Aceasta e marele regret al meu, că nu reușesc să devină sau să rămână devină prieteni sau în relații cordiale de dragul copilului, copiilor. Da. Chiar întreabă cineva pe pagina de Facebook, cum vă concentrați la atât de multe dosare pe care le aveți? Când ele sunt și diverse, povești diferite de viață, situații. Da, acum nu numai eu. Sunt avocații, vorbesc în general, avocații sunt specializați. Da? Și atunci cei mai mulți sunt specializați, merg pe anumit tip de dosar. Deci, rare ori. Și atunci rare ori mai iei și din altă parte, decât când ai obligații, când speța este un fost client, de exemplu, da, și conduce sub influența alcoolului, are un dosar penal, vine tot la mine, hai să vedem cum te putem ajuta. Sigur, intru, pentru că
Da, îl cunosc, mi-a fost clientul, a fost clientul cabinetului. Da. Și atunci, revenind la întrebare, pentru fiecare dosar se muncește și poți să ai surprize. Adică nu este, da? Și noi încercăm să nu luăm mai mult decât putem duce. Ați apărat vreodată în fața instanței cunoscuți? Mă gândesc, nu știu, la o familie, un cuplu, în care se cunoașteți ambele părți foarte nu, bine în general nu și intru. Să-l reprezentați pe unul nu, dintre ei. Nu, în general nu intru. Deci în momentul în care, în momentul în care am o relație de amicizie, de prietenie, nu mă abțin, nu intru. Nu intru pentru că nu este bine. Prefer, prefer să rămânem prieteni foarte buni. Da, decât să dintr-un motiv sau altul una prietenia, părți, va fi da, prietenia, automat, da. Nu, cel mai bine este să stai deoparte. Cel mai bine este să fii stai deoparte. S-au mai obișnuit românii cu ideea de a merge la avocat? Da. Sunt familii care sau persoane care au propriu avocat și se consultă în orice domeniu. Da, fie că au propria afacere, sunt trimiși de notari înainte de a semna un act. Puteți și au o variantă de așa. Sau ține de cultura lor. Oamenii au înțeles că un avocat este important. Este important să asculți părerea unui avocat, nu să faci ce spune avocatul. Da? Dar să asculți ce spune avocatul, să analizezi. Exact. În liniște toate. Pentru că el este în afara, problemei. Când ești în problemă, poate ești psihologic prins acolo și nu poți să vezi. Plus că avocatul vede în viitor. Avocatul vede când citește un act, imediat se gândește, ok, actul acesta, dreptul și obligații între părți, oare pentru clientul meu, pe viitor, ce acțiuni? Ce demersuri pot? E în avantajul clientului? Pe moment pare a fi în avantaj, dar pe viitor. Și atunci avocatul îi spune, semnez, nu semnez, mai introduce o frază acolo, mai un cuvânt. Da. Deci avocatul este cel care îl asigură pe clientul său în eventualitatea unor procese viitoare. Pe notar îl interesează momentul prezent. Ce îl interesează? Ca părțile indicate de cărțile de indemnitate să fie prezente, cei care semnează și clauzele contractuale să fie clauze prevăzute de lege, să nu introducă, da? Și să verifice voința părților. Deci, atât. Practic totul este pur tehnic. Da, exact. Notarului. Da. Pe când avocatul vede mai departe. Dar mediatorii ar putea fi mai prezenți? Da. Mediatorii, din păcate, au intrat într-un cont de umbră. Exact. La un moment dat a existat așa o explozie. Da, se vorbea peste tot despre mediere. Da. Ca mai apoi să se dilueze destul de mult acest subiect. Pentru că probabil a fost o perioadă de hey-rup, când foarte multe persoane au urmat aceste cursuri de mediatori. Și întotdeauna ceea ce este mult, da? Nu conduce la un rezultat pozitiv. Da. Au fost foarte mediatori. Nu poți să pui mediatori absolvenți de silvicultură. Așa. Cu toată stima. Sigur, mașinunete, glumesc. Cunoștințe acum, cât de cât din domeniul juridic. Și atunci, până la urmă, probabil că unii mediatori un absolvent de drept. Unii mediatori au făcut de servicii clienților. Oamenii au fost, s-au simțit bine, n-au primit sprijinul corespunzător. Și atunci știți, vorbele se duc, exact. Da? Și mai mediator nu face mal. Sunt câțiva mediatori foarte buni în Iași. Și noi apelăm la mediatori. Da? Pentru a rezolva, mai ales în situația în care legiuitorul oferă și compensații financiare, da? De exemplu, la partaj. Păi dacă faci un acord de partaj prin mediator, taxa de timp e la jumătate. Contează, nu? Sigur. Da, vorbele circulă, la fel și în cazul avocatului. Și e oarecum nedrept să spui cine câștigă un proces cu un anumit avocat, spune că avocatul respectiv este minunat, cine îl pierde, spune că avocatul este de vină. Da. Cam așa se... Reușiți să-i faceți de la început pe client să înțeleagă
cu adevărat care le sunt șansele? Ori da. Îi spun în prima noi. Fază, zic, da, înțeleg, da. Dar așteptările da. Lor sunt tot noi, la noi nu putem să garantăm. Noi nu putem să garantăm o soluție, să se înțeleagă. Activitatea noastră este de diligență, nu este de rezultat. Deci nu poți să-i garantezi unui client, domne, 100% îți câștig procesul. Este o greșeală aceasta, nu? De da, a-i da speranțe. După mine, da. Este, da. Am avut situații în care, în urma unei consultații juridice, unor consultații juridice, clientul a spus, da, nu-mi garantați, nu-mi spuneți cât că la sută câștig. Și am spus, nu vă garantez. Șansele noastre sunt mari în condițiile în care. Și spun condițiile. Da? A, păi doamna avocat, nu. Mă duc la celălalt avocat. Am uitat să vă spun că înainte de a veni la dumneavoastră, deci după ce am stat o oră de discuții, am fost la un alt avocat și el mi-a spus că 100% câștig. Bine, dragă! La revedere! Mult succes! Dacă v-a garantat colegul meu, mergeți la el. Da. Da, dar vedeți, n-a avut încredere de prima a venit dată, că ar fi mers da, de prima. A pierdut, și a venit în apel. Nu l-am primit. Am zis, îmi pare foarte rău, nu vă primesc. Da. Dacă nu ați avut încredere într-un avocat, da, și eu v-am spus că un avocat nu are dreptul să vă garanteze, da, și dumneavoastră ați mers pe acea cale, eu nu pot să... Nu. Avem acest drept să ne alegem clientela. Mm-hmm. Absolut. Da. Am ajuns la finalul emisiunii. O, Doamne! Deja? Da. Care ar fi sfatul pentru cei care ne-au urmărit astăzi? Da, uite, m-am gândit pentru la a nu sfat. Ajunge în astfel de situații despre care am discutat. No, sigur, au fost și informative. No, sigur, toate... sigur. Eu le doresc tuturor ascultătorii, celor care ne ascultă, ne văd acum. Să nu aibă nevoie nici de dumneavoastră și nici de instanță, nu? Da, exact. Le doresc să fie sănătoși, să se iubească, să-și iubească copiii, să fie fericiți, să se bucure de viață, și să pună în balanță, după ce primesc sfatul unui avocat, să pună în balanță ceea ce este bine pentru ei. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru discuția purtată. Ca de fiecare dată am aflat lucruri interesante și bine de reținut. Oricând, cu mare drag, mult succes la emisiuni! Mulțumim! A fost alături de noi la acest moment doamna avocat Gabriela Lupșan, doctor în drept și membru al Baroului Iași. Nu uitați să dați un like și un share acestei postări, să rămâneți în continuare alături de echipa noastră. De la ora 15, colegul meu Valentin Huțanu vă așteaptă aici la o nouă emisiune, iar noi ne vom revedea mâine. O zi frumoasă!